absurdă. Deci de la tribuna Parlamentului spunem că nu putem avea dezbateri pe o lege a justiției, pe o lege a justiției acestei țări, nu putem avea dezbateri pentru că am consumat timpul pe niște chestiuni prealabile. Face ghinion pentru România. O să o adoptăm în fix. Am nebunit cu toții? Vă întreb, cum să nu putem avea dezbateri pe o lege de importanță națională? Cum să nu putem? E foarte bine, avem punct de vedere. Lumina securiștilor din România. Durata cursurilor, se spune în acest articol, de formare profesională a auditorilor de justiție este de 4 ani. După primul an de cursuri, auditorii vor urma stagii de pregătire practică pentru perioada de câte 6 luni la instanțe, parchete, penitenciare și cabinete de avocatură și la cabinete notariale, birouri de executori judecătorești, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Autoritatea Tutelară. Stagiile vor fi organizate. Cred că se aude mai bine la sonorizarea noastră.
vor fi organizate pe baza unor protocoale de colaborare între INM și Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Administrația Națională a Penitenciarelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pe perioada stagiilor de pregătire practică. Auditorii vor fi asistați, îndrumați de un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, precum și de un reprezentant al organelor de conducere ale profesorilor respectiv instituției unde aceștia efectuează practica. Acesta este un articol care nu are miză politică, să știți. Da, e un articol atât de greșit încât merită dezbătut. Ce se întâmplă practic? De la un stagiu de pregătire de 2 ani de zile se ajunge la un stadiu de 4 ani de zile. Practic, cei care doresc să devină magistrați trebuie să facă din nou o facultate și în plus ar trebui să mai facă încă 2 ani de stagiu. Deci abia după 6 ani de zile pot deveni judecători. Merită să discutăm dacă este sau nu un articol favorabil justiției din România. Noi spunem că nu. Dar vă rugăm să vedeți o altă inadvertență. Este aceea că ați propus o durată de stagiu de practică de câte 6 luni, care a trebuit realizată în timp de 3 ani de zile, în condițiile în care sunt 9 entități la care acel stagiu trebuie efectuat. Deja colegii din PNL, într-o expunere anterioară, au spus foarte clar că matematica nu ajută acest text. Noi nu putem adopta texte care nu pot fi puse în practică. Cum 6 luni înmulțit cu 9, în ce matematică și în ce univers paralel va da 3 ani de zile, da? E o chestiune care necesită atenție. Nu putem măcelări această lege al justiției la această manieră. Mai departe. Articolul 16, aliniatul 4, indice 1. La finalul fiecărui stagiu, îndrumătorii de practică stabiliți prin regulamentul de organizare și funcționare a stagiului de practică vor realiza evaluare a capacității fiecărui auditor de a exercita funcția de judecător sau procuror. Cum pot cei de la Registrul Comerțului, să spunem, sau cei de la Administrația Penitenciarelor să facă o evaluare a capacității fiecărui auditor de a exercita funcția de judecător sau procuror? Este o absurditate. Introduceți în lege niște criterii care nu au nicio legătură cu competența, niște criterii potrivit cărora se va introduce un element de subiectivism foarte mare în aprecierea capacității auditorilor de justiție și apoi în evaluarea judecătorilor atunci când dau examene fie de promovare, fie de definitivat, fie din promovare la instanțe sau parchete superioare, fie de promovare în general, da? Sau când vor să treacă la alte instanțe. Mai departe, avem articolul 18, aliniatul 8, în care după aliniatul 8 s-au introdus încă 3 aliniate în care a trebuit detaliată procedura de reluare a cercetării disciplinare. S-a încercat introducerea unor articole, însă ați omis să spuneți detaliat care va fi procedura de reluare a cercetării disciplinare. Este un aspect de asemenea foarte grav. Mai departe, se spune în felul următor. La articolul 19, amendamentul pe care l-ați adoptat Bravo, Stelian. Prevede următoarele.
După încheierea cursului în cadrul INM, auditorii de justiție susțin un examen de absolvire prin care se verifică însușirea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare exercitării funcției de judecător, respectiv procuror, precum și un test psihologic. Foarte bine că ați introdus această chestiune a evaluării psihologice. Numai că din acest examen, acest examen se va transforma la fel într-o chestiune subiectivă. Mai mult decât atât, din comisie vor face parte și membrii ai unor profesii care nu au legătură cu profesia sau cu această calitate de magistrat, astfel încât am propus un amendament prin care să rezolvăm aceste nereguli în sensul în care articolul 19, aliniatul 2, să aibă următoarea variantă, următorul conținut. Comisia de examinare teoretică și practică va fi alcătuită din 7 persoane, 3 judecători, din 6 persoane, 3 judecători, 2 procurori și un profesor universitar desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii, procurorii sau avocații cu cel puțin 12 ani vechime în profesie și dintre cadrele didactice ale facultăților de drept care au obținut gradul universitar de profesor de cel puțin 5 ani. Mai departe, o chestie foarte importantă. La finalul Institutului Național de Magistratură ar trebui să se dea un examen. Examenul până acum a fost criteriul cel mai important pe baza căruia s-au departajat și au reușit în profesie auditorii de justiție din evaluările realizate pe durata studiilor în cadrul INM, ce va avea o pondere de 40%. Așadar, elementul acela de subiectivism are o pondere de 40% în defavoarea elementului obiectiv, care este cel dat de examen. Considerăm incorrect un asemenea amendament și el trebuie respins în plenul Parlamentului, în plenul Camerei Deputaților. Mai mult decât atât, aliniatul 1 se referă doar la examenul de absolvire și la testarea psihologică, nici de cum la acea evaluare. Am spus deja că evaluarea respectivă nu poate fi făcută de către reprezentanții ai unor alte instituții. Mai mult decât atât, la articolul 22, punct marginal 53, s-a stabilit ca durata stagiului să fie de un an de zile. În varianta în vigoare a legii, dumneavoastră propune să fie de 2 ani de zile. Amendamentul nostru era în felul următor. Să mărim durata totală, să fie în total 3 ani de zile, dar un an și jumătate să fie cursurile la INM și un an și jumătate să fie perioada de stagiu. Practic este exact ce ați spus și dumneavoastră. Avem nevoie de practicieni cu experiență mai bogată practică în acest domeniu și atunci mărirea de la un an la un an și jumătate pe care o propunem noi, preluând un amendament al CSM, este o propunere corectă. Propunem ca la articolul 22 să se stabilească o durată de un an și 6 luni pentru durata stagiului. Mai departe, articolul 26 se spune în felul următor în propunerea pe care ați trecut-o în comisia specială. Examenul de capacitate constă în susținerea unui interviu, exact ce vă spuneam mai devreme, și evaluarea mapei de stagiu, fiecare având pondere egale în media finală. Considerăm că este o greșeală foarte mare introducerea acestui element subiectiv în evaluarea unei mape de stagiu, care nici măcar nu este definită în lege. Ca atare, criteriul obiectiv pe baza căruia ar trebui departajați absolvenții INM ar trebui să fie acela al examenului. După cum observați aici, examenul e înlocuit cu un interviu
dublat de un alt criteriu subiectiv și anume evaluarea mapei de stadiu. La punctul 83 din amendamentele respinse, am propus... Câte amendamente avem? Vă dau citire amendamentului nostru. Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului Național al Magistraturii. Este amendamentul nostru și trebuie să discutăm și să vedem dacă e adoptat sau nu în plenul Camerei Deputaților. Revenim la amendamentele admise, pentru că s-a mai făcut o greșeală mai devreme. Este greșit să citești toate amendamentele, pentru că unele se exclud reciproc. Deci discuția trebuie purtată și atunci când se exclud reciproc, trebuie purtată astfel încât să pornești de la amendamentele admise și abia după aceea, dacă un astfel de amendament nu trece, să le votezi și pe celelalte. Așadar, la punctul 68 din anexa 1 s-a stabilit în felul următor, s-a stabilit abrogarea aliniatului 1, indice 1. Noi considerăm că eliminarea acestui amendament de abrogare este soluția potrivită și dorim revenirea la textul anterior. Revenirea la situația în care examenul este cel care poate constitui un criteriu obiectiv pentru analiza capacității judecătorilor și procurorilor. La punctul 69 vă rugăm să observați faptul că lipsește un amendament pe care l-am propus. De altfel, am făcut o listă cu amendamentele care nu se regăsesc în raport și vi le dau citire. Amendamentul de la articolul 15, aliniatul 3, lipsește din raport. Articolul 26, aliniatul 2, lipsește din raport. Articolul 30, aliniatul 1, lipsește din raport. 39, aliniatul 4, lipsește din raport. 53, aliniatul 1, 55, aliniatul 2, lipsesc din raport. La punctul 70 din anexa 1 se stabilește că examenul de capacitate se organizează la finalul fiecărui stagiu de către Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului Național al Magistraturii. Noi considerăm că este potrivită următoarea soluție. Trebuie eliminat acest amendament și trebuie acceptat amendamentul nostru de la punctul 86 și cel de la punctul 92 din tabelul din anexa numărul 2. Cel de la 86 are următorul conținut. Cererile de înscriere la examenul de capacitate însoțite de referatele și de referatele de evaluare și de celelalte acte necesare potrivit regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului. Iar la punctul 92 avem următorul amendament. Este amendamentul pe care l-am citit mai devreme. Practic, acest text a fost pus în două locuri. Este vorba iarăși de faptul că s-a forțat nota, s-a mers pe repede înainte. În tabel, la unele puncte nu se regăsește niciun text, iar la alte puncte sunt textele de câte două ori. La punctul 73 din anexa 1 cu amendamente admise. Amendamentul pe care s-a adoptat în comisie sună în felul următor. Data, locul și modul de desfășurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, partea a treia, precum și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii și se comunică instanțelor judecătore și parchetelor de pe lângă acestea cu cel puțin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate. Am propus
pentru aceleași motive pe care le-am spus mai devreme, eliminarea acestui amendament și adoptarea amendamentului nostru de la punctul 94, da, care are următorul conținut. Comisia pentru examen de capacitate a judecătorilor și Comisia pentru soluționarea contestațiilor sunt alcătuite de judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, judecători de la Curțile de Apel și informatori din Institutul Național al Magistraturii, numiți prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea Institutului Național al Magistraturii. La punctul 74 din anexa 1 avem următorul amendament admis. Cererile de înscriere la examenul de capacitate însoțite de mapele de stagiu, iarăși se face referire la cele mape de stagiu care nu sunt definite în lege, și de celelalte acte necesare potrivit regulamentelor privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari, respectiv al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului. Am propus eliminarea acestui amendament și admiterea amendamentului de la punctul 96 legile justiției din tabelul de la anexa 2 cu următorul conținut. Comisia pentru examen de capacitate al procurorilor și Comisia pentru soluționarea contestațiilor sunt alcătuite din procurori de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurori de la parchetele de pe lângă Curțile de Apel și formatori din Institutul Național al Magistraturii, numiți prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Care împreună cu alți colegi de la punctul Nicolicea, numărul 83 de pe lista de pe anexa 1 s-a admis următorul amendament. În cazul în care judecătorul sau procurorul stagiar nu se prezintă în mod nejustificat la examen sau nu promovează examenul în a doua, nu poate fi numit ca judecător sau procuror definitiv și este obligat. Aveți atâta minte, domnul președinte. Fiecare avem mintea pe care o... Nu poate fi numit ca judecător sau procuror definitiv și este obligat să restituie. Ei, uitați, ăsta e statul paralel de care vă vorbeați dumneavoastră. Statul în care e un stat abuziv, care abuzează opoziția, abuzează cetățenii și nu este atent absolut la doleanțele acestea. Nu poate fi numit judecător sau procuror definitiv și este obligat să restituie bursa și cheltuielile de școlarizare. Prevederile art. 19 aliniatul 5 se aplică în mod corespunzător. Vă întrebăm și noi ce sancțiune este aceasta. Nu poate fi numit ca definitiv. Asta ce înseamnă? Că o să rămână pe veci, o să rămână judecător sau procuror stagiar? Cum adică nu poate fi? Operațiunea prin care a fost trimis pe teren. Să treacă legile justiției cu orice... Propunem eliminarea acestui text și revenirea la textul anterior, care, din păcate, în ciuda cuvântului pe care l-am primit din partea membrilor PSD din comisie, nu se regăsește nici acesta în raportul cu amendamentele respinse. Mai departe, la 84 de pe anexa 1 este o propunere a UNJR care vizează eliminarea președintelui României din procedura, de fapt interzice posibilitatea de a refuza o singură dată numirea judecătorilor și procurorilor. Acest amendament este o reluare a altor amendamente anterioare și în ciuda faptului că dumneavoastră ați hotărât să respectați deciziile Curții Constituționale și lucrul ăsta a stat ca fundament în expunerea de motive pe trei rânduri pe care ați făcut-o la aceste legi, o expunere de motive jenante. Noi pentru o propunere legislativă de două rânduri facem o expunere de motive de câte patru pagini. Dumneavoastră... Lasă. Continuă. Te rog frumos, nu-mi vreau.
Continuă, Stelian. Președintele de ședință, stimați colegi, schimb faptul că suntem în imposibilitatea de a ne desfășura activitatea, vă propun, domnule președinte, să asistați dezbaterele grupelor Camerei Deputaților în acest moment și să reluăm dezbaterele săptămâna viitoare, din momentul în care vom putea să discutăm acest proiect de lege. Dragi colegi, nu puteți să ne ignorați la acest punct. Săptămâna viitoare putem dezbate, dacă ne permite să dezbatem, veți trece legile oricum așa cum le veți dori. E problema dumneavoastră dacă înțelege să procedați la această manieră. 50 de voturi pentru, 133 la punctul 84 spuneam că s-a interzis președintelui României să numească judecătorii și procurorii în mod motivat cu comunicarea către Consiliul Superior al Magistraturii. Această dispoziție, această abrogare nu face decât să încalce decizia Curții Constituționale numărul 375 din 2005. Deși ați invocat respectarea deciziilor Curții Constituționale, dumneavoastră n-ați făcut altceva decât să încălcați cel puțin 3 decizii ale Curții Constituționale prin propunerile pe care le-ați făcut. Așadar, propunem eliminarea acestui amendament și respectarea deciziei Curții Constituționale 375 pe 2005. Nu vă gândiți că s-a întâmplat până acum de prea multe ori ca președintele să facă un asemenea refuz. Dar este o chestiune de principiu, nu poți să golești de conținut niște atribuții de ordin constituțional ale președintelui României. Pentru dumneavoastră e un text cu miză simbolică, pentru că ați început un astfel de demers de limitare a drepturilor președintelui României. Trecând mai departe la articolul celălalt măcelar al justiției 33 punctul 88. Luați cuvântul. Domnul președinte, domnul senator și domnul ar dori să, în calitate de inițiator, ar dori la numărul curent 32. La articolul 88, la punctul 88, este o situație similară. Este vorba despre președintele României, care, potrivit reglementărilor în vigoare, poate refuza o singură dată numirea judecătorilor și procurorilor prevăzut la alineatul 1. Abrogarea acestui aliniat, aliniatului 11, încalcă grav atât decizia Curții Constituționale pe care am nominalizat-o, cât și dispozițiile Curții, dispozițiile din Constituție. La punctul marginal 90 din anexa numărul anexa numărul 1 cu amendamentele admise se solicită introducerea unui nou articol 33 indice 1, potrivit căruia persoanele care au ocupat minim 10 ani funcția de judecător sau procuror, care nu au fost sancționate disciplinar, nu au avut abateri de la codul deontologic, au avut numai calificativul foarte bine la toate evaluările și și-au încetat activitatea din motive imputabile, pot fi numite, atenție, fără examen, fără concurs sau examen, în funcțiile vacante de judecători sau procurori la instanțe sau parchete de același grad sau cu cele unde au funcționat sau alte instanțe ori parchete de grad inferior. Un asemenea articol, deși poate aparent fi corect, el este total nedrept pentru că se permite judecătorilor și procurorilor care au ieșit din profesie cu ani de zile în urmă să reintre în profesie fără niciun fel de examen. În condițiile în care de câțiva ani de zile s-au adoptat noi coduri, în condițiile în care legislația s-a schimbat foarte mult, adică, pe de o parte, ați mărit durata stagiului la INM, iar pe de altă parte permiteți vechilor cadre, vechilor judecători să reintre în profesie fără niciun examen. Cred că nici măcar magistrații nu-și doresc acest lucru, pentru că un judecător
bine pregătit, întotdeauna va face față unui examen și va demonstra prin rezultatul la examen faptul că este apt să-și exercite profesia. Mergând mai departe, avem amendamentul de la punctul marginal 100 din tabelul cu amendamente admise, care are următorul conținut. Din comisiile de evaluare a procurorilor de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv a celor din cadrul Direcției de Investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism și Direcției Naționale Anticorupție, fac parte Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ori prim adjunctul sau adjunctul acestuia, Procurorul Șef al Direcției de Investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism și Procurorul Șef al Direcției Naționale Anticorupție sau adjuncții acestora, Procurorii Șef de Secție, precum și Procurorii desemnați după caz de Colegiul de Conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de Colegiul de Conducere al Direcției Naționale Anticorupție sau de Colegiul de Conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Este un amendament propus de PSD și ALDE. Am solicitat eliminarea acestui amendament și înlocuirea cu amendamentul care se regăsește la punctul 21 de pe tabelul nostru pe care l-am înaintat Comisiei Speciale, care din păcate nu se regăsește în raport. Acest articol are următorul conținut. Evaluarea prevăzută la aliniatul 1 se face de comisii. Rectific. Din comisiile de evaluare a procurorilor de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv a celor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Direcției Naționale Anticorupție, fac parte Procurorul General al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ori prim adjunctul sau adjunctul acestuia, Procurorul Șef poziția 43 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Procurorul Șef al Direcției Naționale Anticorupției sau adjunții acestora, Procurorii Șef de Secție, precum și Procurori desemnați după caz de Colegiul de Conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de Colegiul de Conducere al Direcției Naționale Anticorupție sau de Colegiul de Conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. 16 în integralitatea sa, vot vă rog. La punctul marginal 101 s-a admis amendamentul PSD și ALDE în cadrul Comisiei Speciale, care are următorul cuprins. Pentru judecătorii și tribunale și respectiv pentru parchetele de pe lângă acestea, comisiile prevăzute la aliniatul 1 se constituie prin hotărârea Colegiului de Conducere al Curții de Apel sau al parchetului de pe lângă acesta. Pentru curțile de apel și pentru parchetele de pe lângă acestea, comisiile de evaluare se constituie prin hotărârea Colegiului de Conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, comisia de evaluare se constituie prin hotărârea secției pentru judecători din 3 judecători desemnați dintre membrii aleși ai secției pentru judecători cu grad minim de curte de apel. Pentru parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, comisia de evaluare se constituie prin hotărârea secției pentru procurori din 3 procurori desemnați dintre membrii aleși ai secției pentru procurori cu grad minim de minim tribunal. Noi propunem eliminarea acestui amendament și admiterea amendamentului de la punctul 133 din tabelul numărul 2 cu amendamente respinse sau admise, căruia am să-i dau citire votul final.
pentru a duce la senat unde să conștiințească pentru judecătorii, tribunale și respectiv pentru parchetele de pe lângă acestea, comisiile prevăzute aliatul 4 se constituie prin hotărârea colegiului de conducere al curții de apel sau al parchetului de pe lângă acesta. Pentru curțile de apel și pentru parchetele de pe lângă acestea, precum și pentru parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, comisiile de evaluare se constituie prin hotărârea Colegiului de Conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Articolul 17.3, amendament admis. Avem... Hai că mai găsit așa o procedură. Ți-am pus apă aici lungă. Da, da, da. 135 pentru, 37 împotrivă. Un coleg care nu votează 3. Vaținul pentru 3 contra. La anexa 2 procedură. Până acum nu lăsați. Nu lăsați, exact. Acum, ca să ne întrebăm pe noi pe proces. Domnul coleg, dar fiind situația existentă în acest moment în Parlament, crede că pentru credibilitatea Parlamentului, principala putere în această țară, cu legislativă, trebuie să fie principala putere în orice țară democratică, ar fi bine să încheiem lucrările aici. Deci, eu vă spun acum, colegial tuturor, nu vorbesc neapărat în numele PNL-ului, ci în numele unui reprezentant al României într-o instituție care dorim să rămână credibilă în continuare. Vă mulțumim, vă rugăm să puneți la vot încetarea lucrărilor de astăzi. Am mai supus asta de lucrurile. Articolul 17 la anexa 2. Merge microfonul. Numărul curent 44. La punctul 105. Amendament restins. Tabelul cu amendamentele admise. Amendamentul admis sună în felul următor. Hotărârile secțiilor pot fi atacate la secția de contencios administrativ al curții de apel conform dreptului comun. Propunem eliminarea acestei și revenirea la varianta inițială a legii, potrivit căreia hotărârile secțiilor pot fi atacate la plenul CSM. Hotărârile plenului Consiliului Superior al Magistraturii ca instanță de judecată sunt definitive și irrevocabile. Amendament respins, vot vă rog. Alte articole importante, de la 108 până la 123, se reglementează modalitatea de promovare a judecătorilor și procurorilor, mai întâi în grad profesional și apoi a instanțelor și parchetele superioare. Potrivit reglementărilor în vigoare, acum se susține un examen potrivit articolului 43, care... Are următorul conținut. Promovarea judecătorilor și procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel național în limita posturilor vacante existente la tribunale și curți de apel sau după caz la parchete. Articolul 17 în integralitatea sa. Promovarea judecătorilor și procurorilor la instanțele superioare și la parchetele superioare în două etape. Prima etapă fiind aceea de promovare în grad profesional, urmând ca după aceea, după examenul 140, susținut, 47, să susțină un alt fel de concurs, reprezintă un regres față de reglementarea anterioară. De aceea propunem eliminarea tuturor amendamentelor de la punctele 108 până la 123 din tabelul de amendamente admise. 135 pentru, 46 împotrivă, 2 colegi care nu votează, votat la poziția 39 de anexa 1, aliniat 4 al articolului 18, amendament admis. S-a vorbit în lege foarte mult de separarea carierei profesionale judecătorilor și procurorilor. Acest principiu se regăsește în lege prin faptul că plenul CSM se întrunește foarte rar, practic nu mai are multe atribuții acest plen al CSM, toate hotărârile se iau pe secții, pe secția de procurori, pe de o parte, și pe secția de judecători. S-a mers la extremă cu acest principiu, astfel încât consecința este următoarea. Procedura.
reprezentanții societății civile din CSM practic nu mai au niciun cuvânt de spus în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Domnul Roman. Domnul Florin Roman. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Conform articolului 151, alineatul 2 și 3, pe procedură, rugămintea este să înțelegem cu toții că am fost trimiși aici să legiferăm, chiar împotriva unei majorități abuzive, care astăzi a transformat Parlamentul României într-un loc căruia, cred că, nimănui dintre ei nu-i face cinste. Rugămintea, domnule președinte, să asistați lucrările acestei seri, pentru că aceste imagini nu fac bine nici de cum Parlamentului României. Mulțumesc, domnul deputat, am supus votului plenului de vreo două ori și starea și de nou o telefonie, îmi pare rău. Continuăm. Numărul curent 45. Zi, zi. Terminăm. Zi. 10-15 minute mai merge. Mai merge, da. La punctul 143 din tabelul de amendamente admise, s-au stabilit niște condiții minime de vechime pentru numirea în funcții de conducere. Am propus o serie de amendamente pe care le găsim mult mai potrivite față de reglementările din amendamentele care au fost adoptate în comisie. Respectiv, am propus ca pentru funcția de președinte, vicepreședinte la judecătorie, prim procuror la parchetul de pe lângă judecătorie sau adjunct al acestuia, vechimea să fie efectivă de 6 ani în funcția de judecător sau procuror, iar pentru funcția de președinte de secție la judecătorie și procuror șef la secția la parchetul de pe lângă judecătorie, vechimea efectivă să fie de 5 ani. La punctul B am propus ca pentru funcția de președinte și vicepreședinte de tribunal sau tribunal specializat prin procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familia, adjunctul acestuia, să fie o vechime efectivă de 8 ani în loc de 10 ani, cum e propunerea din amendamentul trecut prin comisie. Iar pentru funcția de președinte de secție la tribunal, procurorul șef de secție al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunal pentru minori și familie, vechimea efectivă să fie de 7 ani, nu de 8 ani, cum este în amendamentul admis. La litera C, pentru funcția de președinte și vicepreședinte la Curtea de Apel, procuror general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel și adjunct al acestuia, vechimea efectivă să nu fie de 14 ani, se pare exagerat, ci de 10 ani, în funcția de judecător sau procuror, iar pentru funcția de președinte de secție la Curtea de Apel, procuror șef de secție al parchetului de pe lângă... Nu, am avut grijarea apă, în regulă. Mulțumim de atenție. Domnule președinte de ședință, dragi colegi, de o parte și de alta. România nu este așa, pe fond. România este una puternică, una solidară. Românii sunt oameni muncitori, cinstiți, calmi, primitori, dornici să dezbată și să facă planuri pentru viitor. Vă transmitem astăzi din această instituție. Cum arată România reprezentanților care sunt astăzi în majoritatea de guvernare? Domnule președinte, de procedură. O să vă rog frumos, în baza articolului 151, și de o parte și de alta, să facem un apel la cale și înțelepciune. Nu înseamnă că cei care sunt în fața noastră sunt hoți. Nu înseamnă nici că toți cinstiții sunt aici, la tribună. Cred cu tărie. Cred cu tărie că atunci când începem un demers, trebuie să ne gândim și cum ieșim din el. Și aș vrea să cred că ieșim cu fruntea sus. Haideți să le dăm Parlamentului României demnitate.
Asta a început și noi, dezbaterea de amendamente, nu doar vot, mecanic. Știu că există o mare suspiciune în momentul de față din cauza problemelor penale ale domnului Liviu Dragnea, că tot ce înseamnă decizie în justiție are un scop final. Însă eu cred că indiferent de problemele penale ale domnului Dragnea, aici în Parlament, Înțeles procedura, vă rog. Vreau să încheiem și fraza, pentru că dacă vreți, este un apel la rațiune și la înțelepciune. Nu asta vor să vadă românii în instituția Parlamentului. Vor să vadă niște oameni serioși și aplecați pe problemele pe care ei le au. Opriți astăzi dezbaterea. Avem legi importante și săptămâna viitoare. Și legile justiției vor putea fi dezbătute. Dar astăzi, aici, așa, nu mai putem continua astfel încât să fim credibili. Articolul 18 al Constituției. Amendament admis. La litera C, pentru funcția de președinte și vicepreședinte la Curtea de Apel, procuror general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel și adjunct al acestuia, am propus o vechime de 10 ani în loc de cea de 14 ani, în funcția de judecător sau procuror, iar pentru funcția de președinte de secție la Curtea de Apel, procuror șef de secție al parchetului de pe lângă Curtea de Apel, o vechime de 9 ani, în funcția de judecător sau procuror, în loc de 12 ani, așa cum este în amendamentul care a trecut de condiția specială. 152 din anexa numărul 1, care are următorul cuprins, articolul 51, la expirarea mandatului funcției de conducere, judecătorii sau procurorii pot ocupa în condițiile prevăzute de act 48 până la 50 o altă funcție de conducere la aceeași instanță sau parchet, condițiile legii, fiere pe funcțiile de execuție la instanțele sau parchetele pe care le-au condus sau de unde provin. În locul acestui amendament, am propus o altă variantă de la 194 din anexa numărul 2 cu amendamentele respinse, care are următorul cuprins. La expirarea mandatului funcției de conducere, judecătorii sau procurorii pot ocupa în condițiile prevăzute la articolul 48, 49, 50, o altă funcție de conducere la aceeași instanță sau parchet, ori la altă instanță sau parchet, fie o funcție de execuție la aceeași instanță sau parchet, fie revin pe funcții de execuție la instanțele sau parchetele de unde provin. Putem să vorbim și ar fi fost foarte important să avem un partener de dialog. Din păcate, dumneavoastră refuzați acest dialog și refuzați orice dezbatere într-un demers abuziv incalificabil. Vom finaliza aceste susțineri de amendamente, pentru că este evident că nu ne luați în seamă, nici măcar nu ne ascultați. Altă încălcare a unei decizii a Curții Constituționale. Am baterii de schimb. La punctul 158 din amendamentele, din tabelul cu amendamentele admise, s-a încălcat în mod flagrant decizia Curții Constituționale 866 din 2006, potrivit căreia ar trebui să existe o similitudine între profesia de judecător și cea de procuror ca șansă în profesie, să nu se facă discriminări și că situația promovării examenului pentru funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție ar trebui să aibă șansă atât judecătorii cât și procurorii. Această separare între judecători și procurori
dusă la extremă, facem așa fel încât, în curând, procurorii să nu mai fie considerați magistrați. Din păcate, pentru că nu avem bunăvoința dumneavoastră pentru a fi ascultați, în momentul acesta ne vom retrage și aveți posibilitatea să faceți din aceste legi ale justiției ceea ce doriți, pentru că nu purtați niciun dialog și pentru că aveți un interes și o temă dată de o anumită persoană cu aceste legi ale justiției.